Fecioria Duhului vindecă și fecioria cea pierdută a trupului. Avazosima, care avea și fecioria trupului și pe cea a Duhului, s-a plecat înaintea cuvioasei Maria Egipteanca, care fusese desfrânată de mică. Fecioria duhovnicească pe care o dobândise cuvioasa Maria Egipteanca îi tămăduise pe deplin și sufletul și trupul. O valoare mult mai mare o are fecioria duhovnicească. Fecioria duhovnicească este împlinirea poruncilor lui Hristos când mintea omului se lipește de Dumnezeu prin rugăciune. Această feciorie duhovnicească poate fi dobândită de toți, și de cei căsătoriți și de cei necăsătoriți. Monahii care nu au fecioria duhovnicească sunt nefericiți, căci nici nu și-au strămutat viețuirea în rai, nici nu dau naștere după rânduiala cea firească. Unii socotesc că monahii nu fac nimic. Pare așa deoarece monahii fac ceea ce nu fac ceilalți. Monahii au un secret. Centrul vieții lor este Dumnezeu. Se unesc cu Dumnezeu, care este centrul universului, și astfel devin și ei, în Hristos, stăpâni ai întregii lumi. Cu puțin timp în urmă, am împlinit 50 de ani de viață monahală. Cineva mi-a spus, ce răbdare ați făcut atâția ani în rasă, cu nevoință? Și am răspuns, nu ce răbdare, ci ce privilegiu. De multe ori omul care se roagă devine străvăzător și înainte văzător. Adesea nici el nu înțelege de vreme ce petrece într-o stare firească. Câteodată aude chiar glasul lui Dumnezeu în inimă. Aceasta ar trebui să se întâmple neîncetat cu omul, dar noi, dacă auzim odată glasul lui Dumnezeu înăuntru nostru, sau ni se descoperă ceva, trebuie să ne smerim și să ne gândim că ar fi trebuit să ne aflăm mereu în această stare, precum se afla și Adam înainte de cădere. Când omul plânge și se roagă, atunci numele lui Hristos pătrunde în inimă ca o ancoră. Omul se mișcă, dar ancora rămâne adânc înfiptă, adică omul se mișcă cu o oarecare stabilitate. De multe ori acest har zdruncină până și oasele. Harul lui Dumnezeu intră în suflet și în trup. Așteptând, am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea. Prin puterea iubirii tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia ta să nu răspund, fă-mă să tac în duh de pace, să nu mă întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Bucură-te! Pe care îl
Amen.